Și se îmbracă și sare pe Ionuț. Dacă de mult stă Ionuț acolo lângă mine, aș putea să nimerez maxim podeaua. Uite, să zic o chestie. E faza că prima dată a ales un pic, a dat kicks. Da. Așa. Și acum treaba cu tine, la modul că n-a... Da, la modul că noi am avut discuția duminică seara, la începutul sei. Și el a continuat arătându-mi niște lucruri, adică arătându-mi că vrea să fie încă acolo, să-mi fie alături, să da, trec peste, da, să nu știu ce. După, nu poți să vii cu schimbarea asta atât de brusc, adică mi se pare puțin ciudat, știi? În momentul în care zic, eu îți spun, nu oprim cunoașterea, doar că încă nu ne declarăm un cuplu, nu ne sărutăm, nu facem chestiile astea, pentru că mai e timp, adică nu ne grăbește nimeni, nu? Tu ești de comun acord cu mine și îmi spui că o să continuăm să ne cunoaștem și așa mai departe și după vii... E așa. Știi? De asta da, zic da, că e un pic ciudat. Vezi că poate și lui a căzut un pic rău fiind vorba de, nu știu, ceva la modul cu tine, la tine, trecutul tău sau trecutul tău. Ce fel a sunat asta? Tăiați asta, știu ce-i asta. Adică la modul ăla. Mai ales că ai venit în casă și așa. Eu mă gândeam, chiar ești setată, știi? Adică vii, stai, nu trebuie să-ți fie teamă de ceva, că ești ok, ești cald, ești dulce, ești frumoasă, ești deșteaptă. N-ai ce? Cine nu vrea să te aprecieze, e pierderea lui. Nu știe ce om ești. Adică, na, și eu nu ție pe acolo. Sunteți calmi într-un fel amândoi, adică... E decizia lui. Oricum, eu nu... Eu... Oricât mi-ar plăcea de un bărbat, n-am mers în viața mea. Da, știu ce zici. Caut eu atenție să... Adică, eu i-am mai și spus lucrurile astea, am și spus și asta, s-a văzut și în emisiune, că nu vreau să cunosc alt bărbat și că nu-i vorba de alt bărbat și că dacă nu o să fie cu el, nu o să fie cu nimeni, că nu am venit aici să stau să probez toți bărbații din casă. Unii cred că pe ea o deranjat, o știi chiar... Deci dacă eu am avut discuția la început, știi? Și am văzut că a reacționat și ok, tot a fost ok, știi? Mi-a dat încredere, da, știi? Mi-a dat un pic de încredere. Cred că eu tăiat un pic el cu faza asta, da. Eu venit așa... Mai e nimic de zis, numai că trebuie să te gândești că și la tine, dacă vine cineva și spune hai să luăm un pic mai încet... Da, dar cred că atunci era direct brusc schimbare atunci, știi? Zicea ok. Dar cred că hai să... Da, știi? Și altfel pica și pentru mine. Și eu luam la fel, știi? Da, tu i-ai zis lui că nu mai vrei să mai cunoști niciun alt băiat? Da. A, ok. Da, bă, știi cum e, Ana? Sunt momente în viață, de exemplu, eu am mai pățit. Nu știu, să fiu în fața unui fapt atunci și să zic că da, nu știu ce, și după aia mă duc acasă sau mă gândesc. Gândești? A, stai că, dar stai, cum vine asta? Adică să gândești la fostul sau eu ce? Da, nu știu, știi, și după aia știi să te sugeri sau așa. Ideea este că părerea mea, din punctul meu de vedere, voi aveți niște chestii în comun sau așa ce am văzut eu de-a... Iar el era și eu consider că încă este îndreptat spre tine. Numai că sunt bărbați și au ei orgoliul lor. Psihiatră la care trebuie și psihiatră. Ori mai fi poate niște lucruri după în casă, niște discuții, își dau poate alții cu părerea, mă, dar se gândește la fostul sau... Nu știu, zic și eu. Ei, dacă se gândește la fostul, nu era aici, simplu. Nu e neapărat că mă gândesc, că nu e că... De-aia am și spun că nu m-aș vedea niciodată cu el înapoi, împreună, nu m-aș vedea împăcat, nu m-aș vedea nici măcar... Dacă ar fi acum în fața mea, n-aș putea nici măcar o discuție cu el, că mi-e aici, adică nu mi-e bine cu el sau nu mi-e... Dar că am ceva acolo care nu știu, probabil pentru că mi s-a pus mie așa, mi-a lăsat o amprentă și... Ți-a lăsat o amprentă, cred că prin care toate am trecut, la modul că după o relație de lungă durată și ții la cineva și așa, și te face ușor harcea-parcea, îți cam scade încrederea de sine și te gândești atunci că... Ai un ochi strâmb și sigur nu o să-i placă, că ai buza nu știu cum, ai mustață, ai picioare, ai nu știu cum, ai... Da, nu, e așa că uneori, uneori chiar te gândești. Am văzut imaginile, înainte de a le comenta, vreau să îi spunem bun găsit și Lidiei. Cumnata Costinelei, bună seara, Lidia!
Bună seara! Bine ai venit alături de noi! Ia să vă aud! Haideți, stați de vorbă cu Lidia și în același timp spuneți ce aveți de spus vis-a-vis de ce ați văzut. Credeți că era măsură Costinela să-i dea sfaturi Roxanei, având în vedere că ea a încercat o cunoaștere cu Ionuț? Sincer, da. Nu credeți că ar fi spus niște lucruri din gelozie? Dar de ce să fie geloasă Costinela? Pentru că ea a fost interesată de Ionuț. Păi da, de la a zis că Costinela vrea să-l cunoască pe Bogdan. Da, este așa. E, da, dar nici Roxana n-a zis pas la Bogdan. Da. Dar să uităm că Costinela și Ionuț au început o cunoaștere, iar când a venit Roxana, Bogdan s-a retras. Iar Costinela a rămas puțin în aer, așa. Și nu cred că i-au trecut sentimentele de pe o zi pe alta. Dar ce, că... a avut sentimente de pe o zi, tot, pe zi pe alta? A avut sentimente? Păi i-a încercat cu Ionuț. A avut sentimente? Nu că a încercat, a avut sentimente? Dar n-a avut niciun sentiment. Nu știm, dar păi, dar tu ai zis că ai avut sentimente. Da, când te implici în ceva, există sentimente. Lidia, cum ți se pare? A avut sentimente Costinela pentru... Au fost niște din încercare. Nu, poate a fost atracție. Sentimente nu are cum să fie. Tu ai sentimente pentru cineva repășa? Depinde ce înțelegi cu sentimente. Ce înseamnă sentimente? Nu înseamnă numai dragoste și iubire. No. Poate să fie sentimente de afecțiune, de... Sau de indiferență. Da, și nu era... Tot sentimente sunt. Nu era indiferent, Ionuț. Lidia, clar, după părerea ta, Costinela, o vezi potrivită pe Costinela cu cineva din casă în acest moment sau aștepți și tu intrarea lui Bogdan? Da, așteptăm cu toții care au venit și vrem pentru că va ieși. Deci tu aștepți practic să vezi ce se întâmplă în momentul în care Bogdan va intra în casa mireasa. Da, deoarece până acum nu s-a legat nimic, nu a avut acel nimeni, așa cum își dorește ea. Crezi că Costinela a stat retrasă în banca ei de nu a reușit să atragă atenția vreunui băiat? Sau? Da, poate fi și asta. Ea a spus de la început că nu va face prima pași către un băiat. Deci Cred că și asta, acesta a fost motivul. Adică ce, băieții sunt leneși, vor să fie curtați? Așteaptă de la cam fete? Da. Cam da. Stai așa, dacă îl place cam pe băiat, da. Nu? Și... mi-e place de ea și aștept... Eu am văzut-o pe Costinela altfel. Aștept, deci din momentul în care ea a aflat că vine acest Bogdan în casa mireasa, este total schimbată, e cu zâmbetul pe față și așteaptă momentul să vină acest Bogdan, da? Ea a stat, da, s-a dar gândit... nu o să fie cazul să se ducă ea la el, să-l întrebe sau să îi dea prea multă atenție, ne primind din partea lui la fel. Eu asta cred. Păi și dacă ea îl place pe el, de ce nu îi spune sau se va duce către el? Ea așteaptă? E că îl place pe băiat, da? Nu, cred că o să-i spună, dar nu o să-i exagereze, cum s-a întâmplat și până acum. Deoarece la petrecerea de asta s-a înțeles greșit când l-a invitat pe Ionuț la dans și cred că a învățat din chestia asta. Lidia, crezi că Costinela are în acest moment o strategie în casă să se dea bine pe lângă mame ca să nu fie eliminată? Nu. Măi, dacă să te dai bine pe lângă mame, trebuie să gătești acolo, trebuie să faci ceva, trebuie să... Nu te dai bine pe lângă mai... Ia cum am dat bine pe lângă tine, ce zici? Nu neapărat. Asta, sau, adică cum vine tatăl ăsta bine, trebuie să-și faci ceva, nu te dai așa. Păi, Sergiu, nu te mai mișca, că mă amețești, se uită lumea la televizor și... Ai zis că poți să mă mișc, o să cadă oamenii de pe scaun dacă se mai uită mult la tine, cum... Este agitat, am mâncat multă ciocolată. Nu am mâncat salamă biscuiți. Costinela nu are nicio strategie, ea nu a intrat în emisiune cu nicio strategie și a spus dinainte că dacă va fi să plece, va pleca cu capul sus, vrea să cunoască oameni noi și o experiență nouă și de ce nu să-și găsească pe cineva. Nu cred că este cazul la ea de strategie. Exact, ea este așa, în general, foarte drăguță și foarte bună cu toată lumea. Momentan deci cum sunteți cumnată? De la frate sau soră a Costinelei? De la frate. De la frate, ok. Ca să știm și noi. Și sâmbătă în gală, Costinela a spus că era indiferent dacă părăsea casa mireasa, iar când a auzit că este salvată și că va intra Bogdan în casă, a avut așa un moment de
sclipire, da, să spun așa. Da. Dar voi sunteți siguri că el vine în casă pentru Costinela? Da, asta s-a spus, da, prima dată. Pe el a refuzat să spună pentru cine vine în casă. Nu știm, nici nu vom afla, pentru că astăzi s-a spus. Păi da, tu... ia vino, ia, hai, treci aici, hai, treci aici. Mă duc eu acolo, stau și-o linișită. Hai, 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 că văd că te mănâncă pielea, ia, hai. Hai, domnul Sergio. Aole, ce bine dorme aici. Să vedem ce scrie. Nu vreți să veniți înapoi? Alina, Valentin. Apropo, Alexandra, într-adevăr, Costinela până în gală nu prea aș mai vedea rostul în acea emisiune, având în vedere că eu nu-s deja început o cunoaștere cu Roxana. Da. Normal că în momentul în care a intrat Bogdan și da, a văzut că este destul de potrivit și de vârstă. Bănuiesc că dacă era cu alt băiat, poate nu avea sclipire așa în ochi. Înseamnă că a avut ceva cu Bogdan. Da, exact, exact. Ai Sergiu. Păi da, mai avea alt băiat? S-a schimbat... Radical, adică bănuiesc că dacă era Radu, celălalt băiat ales, nu cred că mai avea aceeași reacție. Vreau să întreb ceva. Da. Eu, în calitate de moderator al acestei emisiuni din această zi... De moderat ce? Moderator. Moderator. Stai jos. De un moment. Vreau să întreb Alexandra, că ea vede acea scripire la Costinela. Da, ia zi-ne tu, cum a ajuns posibila ta cumnată Adelina să aibă acea scripere pentru Alin de 7 zile, să zică că îl iubește, că era așa, știi, să... N-a zis că îl iubește. Hai, lasă că știm ce a zis. A zis că e... Nu a zis că îl iubește. Dar s-a văzut. Spunea, e puiul meu, nu mai pot de el. Scripirea e acum. Ce... Tu vezi scripirea la alții, dar la tine nu vezi scripirea. Despre asta e vorba. Nu la tine, la fratele tău și la Adelina, la posibilul cuplu sau cuplu care este deja, cred. Dar ei în casă sunt foarte bine, din câte am văzut eu. Nu? Și Adelina a avut scripirea aia de la bun început. Foarte bine. Într-adevăr, Adelina, dar nu are un comportament la urmă, mai Bogdan potrivit. Este un băiat foarte frumos și cred că tuturor le-a stipit ochii. Da, sunt de acord cu asta și eu. Bogdan este un bărbat frumos și nu doar ei i-au stipit ochii. Deci e posibil să se înșele, Alexandra n-a văzut bine. Doamna moderator, doamna moderator, trebuie să fiți imparțială. Na. Dar să știți că am zis acum așa din prima aici că am emoții. Vă să vedeți ce emoții am. Sunt transpirat. Dar ce e așa de grav acolo ce ți se întâmplă? Păi nu, dar are emoții. Multe ce l-am... Are emoții și tot se... Ce urmează? Ca să știu să fac un... Ce urmează? Urmează să faci și să faci schimbul cu David, ia. De să fie și cu Dana. Să fie și el... Îi fac un bine acum că vine lângă Alexandra. Da, da. Îi fac un bine. Deci eu o să predau acum lui David. Îi fac un bine. Eu am zis, stai acolo, că eu am 4. Îi predai ștafeta. Și mie îmi place, că nu-mi place. Să vezi cum e să fie aici. Da. Hai. Lidia, te așteptăm, da, și pe tine aici la noi în studio, să știi că nu se știe când devii moderator. Bineînțeles. Exact. Da. Siguranță. Când e frumos putea chiar să fie aici așa. Scuză-mă că te-am întrerupt. Să știi că am lansat invitația la modul cel mai serios, pentru că noi te așteptăm cu mare drag atunci când ai drum. Te așteptăm să fii alături de noi, chiar aici, în platou. Cu siguranță.